Mă numesc Bucătarul Mihai, sunt profesor de specialitate educație fizică. Actualmente sunt director al școlii gimnaziale numărul 1 Balcani, școală care este unitate cu personalitate juridică, are în subordine câteva structuri. Cele mai importante sunt școala gimnazială numărul 1 Schitu Frumoasa și școala primară Ludaș. Școala din localitatea Balcani a fost construită undeva pe la 1962, locația nouă. Practic, învățământul pe aceste meleaguri a început mult mai devreme, pe la 1900. Dar locația nouă este construită în jurul anului 1962. De-a lungul timpului au trecut pragul acestei școli mai multe generații de elevi. Actualmente funcționăm cu un număr de 4 grupe de grădiniță, 6 clase de învățământ primar și 7 clase de învățământ gimnazial, cu un număr aproximativ de 350 de elevi, elevi și preșcolari la un loc. Colectivul de cadre didactice este calificat în proporție de între 95 și 99%. Chiar și colegii suplinitori sunt tot cadre didactice calificate, cu precizare că nu sunt titulari ale școlii. Problema cea mai gravă avem la partea de științe, la fizică, chimie, unde greu se găsesc profesori calificați. În rest, toate catedrele sunt acoperite cu personal calificat. Ca și bază materială, stăm destul de bine. Toate sălile de clasă sunt modernizate, sunt prevăzute cu material didactic corespunzător. Am început dotarea sălilor de clasă cu retroproiectoare pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice să-și conceapă lecțiile cât mai modern și mai diversificat. Fiecare sală de clasă are acces la internet, doar cadrul didactic doar trebuie să facă conexiunea cu acea mufă de la internet. În rest, tot e ok. Prezența, absenteismul, aveți probleme? Nu avem probleme cu absenteism. Rar se întâmplă să lipsească elevi. Ei vin nu că sunt obligați, vin de plăcere la școală. Sunt cazuri izolate când se întâmplă să lipsească o zi, două. Oricum ne informăm, vedem care e cauza și ne primim răspunsul de la părinți. Ori au fost bolnavi, ori s-a întâmplat altceva. Cum colaborați cu comitetul de părinți? Nu mai știu cum se cheamă acum. Consiliul Reprezentativ. Da. Avem o colaborare foarte bună cu Consiliul Reprezentativ al Părinților. Chiar s-au implicat și în îmbunătățirea bazei materiale a școlii. La unele clase au sponsorizat achiziționarea de jaluzele la geamuri, știu, alte materiale care au fost necesare, fiecare clasă știe exact despre de ce e vorba. Deci cu ei discutați orice chestiune care țin de... Orice problemă o discutăm și luăm soluția de comun acord. Ceea ce este foarte important, colaborarea dumneavoastră cu Consiliul Local și cu Primăria și puteți chiar nominaliza dacă lucrurile... Avem o colaborare foarte bună cu Consiliul Local, cu Primăria, în speță cu domnul primar Luca Vasile, cu domnul viceprimar Heisu Vasilică, cu toți angajații din Primărie avem o colaborare bună, că eu așa consider că e normal să se desfășoare. Într-o comunitate nu prea mare, dacă instituțiile reprezentative nu au colaborare între ele, atunci ceva nu merge. Sunt foarte mulțumit de această colaborare. Câteva lucruri de viitor, nu știu, de perspectivă ale școlii și să vă referiți eventual și la participarea elevilor la competițiile naționale și de ce nu poate chiar internaționale. În viitor îmi propun ca școala să să scoată elevi cât mai bine pregătiți, chiar să participe la aceste competiții naționale și chiar internaționale. Nu pot să spun că n-am avut și rezultate naționale. Am ajuns până la fazele
cel puțin la specialitatea la care sunt eu. Am ajuns cu copiii chiar la fazele zonale. N-am ajuns la național, dar la fazele zonale am fost. Am fost și la o fază națională la șah cu câțiva ani în urmă. Am avut copii care au ajuns la faza națională, la competiția de șah Elisabeta Polihroniade. Momentan, în acest an, am ajuns eu efectiv cu echipele mele până la fazele județene. Acolo ne-am clasat pe locuri 2-3, care nu merg mai departe. La celelalte specialități avem elevi care au ajuns la fazele județene, avem un elev care a obținut un loc 2 la faza județeană de geografie. Noi vă mulțumim foarte mult și să aveți rezultate cât mai bune pe plan profesional împreună cu cadrele didactice și cu elevii. Mulțumesc frumos!